Astăzi îl desenăm pe unchiul bunic și ne putem ajuta folosind obiecte din jurul nostru. Faceți rost de un șurub mai gros, ca gâtul lui Frankenstein. Oh, conturul va servi drept capul lui. După aceea, faceți rost de un biscuit cu ciocolată, sau în cazul de față, de doi pentru ochii lui. E foame și îmi plac biscuiții. Desenați doi ochi în partea de sus a capului și uniți-i la mijloc. Adăugați două puncte pentru pupile și două sprâncene deasupra ochilor. Acum s-a trezit! Bună dimineața! Și nasul? Ah, știu! Luăm o minge de rugby. E cam ca un ou, nu? Știu că unii dintre voi nu jucați rugby. Desenați-o sub ochi, având grijă să nu depășească lățimea lor și să se suprapună puțin cu ei. Apoi ștergeți liniile interioare nedorite. Ai primit un mesaj. Un mesaj? Oare cu ce ne va ajuta? Dacă îndepărtăm marginile, obținem forma perfectă pentru mustața unchiului bunic și se potrivește perfect sub nasul lui. Dar mustața lui nu-i dreaptă, nu? Așa că folosim acest contur și ne imaginăm că e format din norișori și îl desenăm astfel până la capăt. Pare că zâmbește, nu? Îi adăugăm dintele strâmb și chiar zâmbește. Adăugăm gropița din bărbie și fața lui e gata. Acum ștergem liniile nedorite din mustața lui. Ce urmează? Un morman de boabe de fasole. Sunt fermecate? E și un uriaș? Păi, una are forma perfectă pentru ureche, iar apoi o răsturnăm pentru cealaltă. Ne luăm după linia ochilor pentru marginea de sus a urechilor. Dar ne trebuie niște detalii, așa că imaginați-vă că are șerpi în ele, care se privesc în oglindă. Acum să trecem la corpul lui. Unchiul bunic are condiție fizică bună? Păi, nu avea când l-am văzut ultima dată. Așa că pentru corp vom avea nevoie de ceva mare și rotund. O minge de fotbal, perfect! Folosim laturile bărbiei lui mari ca să știm unde să ne oprim cu lățimea corpului. Iar partea de sus a mingii va fi sub bărbia lui. Două bucăți de sfoară sunt numai bune pentru brațe. Folosiți ca reper partea de jos a corpului. Desenați brațele. Apoi adăugați manșeta mănușilor. Iar după aceea îi desenăm mâinile. La început arată ca niște mănuși tricotate, dar apoi îi adăugăm câte două linii pentru degete. Stop! Am scos conurile! Până aici v-a fost! Glumeam doar! Pe ele le folosim pentru picioare, doar că va trebui să le răsturnăm. Deci folosim două cu baza ascunsă sub burtica lui. Ele vor avea aceeași mărime ca și corpul, deci trasăm liniile de reper, apoi repetăm pentru picioare. Unul, două. Cam pe la jumătate trebuie să adăugați o adâncitură ca să-și poată îndoi picioarele. Două geleuri pentru partea de jos a picioarelor. Apoi putem să adăugăm liniile de detaliu. Prima îi traversează burtica, ceva mai sus de jumătate. Doi năsturei și apoi bretelele pantalonilor. Guler și nasturi pe cămașă. Ați crezut că desenăm numai un personaj, nu? Păi se putea să uităm borseta. Ar fi numai bun un mouse de computer. Desenați conturul puțin mai la stânga, cum ne uităm la el, apoi adăugăm cureaua și fermoarul. Adăugați liniile pe picioare, sus pentru pantalonii scurți și jos pentru șosete. Și ca să le poată îndoi, îi desenăm genunchii. Ștergeți liniile de care nu-i nevoie. Și unchiul bunic e gata de aventură! Ia stați, cred că am uitat ceva. N-ar strica niște scântei, s-o ia și unchiul bunic din loc. Putem folosi racheta pe post de căciulă. Imaginați-vă că are Dita mai cucuiul. Și nu uitați elicia de elicopter. E, acum chiar că e gata.